Și am ajuns la cutie de care mi-era cel mai frică. Este o cutie lipită toată cu scotch. Probabil s-a rupt în așa hal încât a trebuit lipită. Am aici o pereche de boxer din aceea cu inimioară, două parfumuri rar gold, două parfumuri persiv, un parfum individual blu care arată destul de nașpa, este Oud Tot. Încă un parfum individual blu și acesta arată îngrozitor. Un parfum incandescens, la fel e deteriorat un pic cutia. Aici un parfum Attraction și ăsta arată ca nașpa. Un parfum Far Away. Mă bucur măcar pentru cele înfoliate că alea au supraviețuit. Un parfum Avon Free care era la set. Un deodorant Avon Free. Este Oud, un deodorant Full Speed, o cremă de corp Little Black Dress, încă una, asta e și murdară, încă un gel de duș, un gel de duș senzual Avita, încă două parfumuri Far Away. Un parfum Tomorrow, un fond de ten care arată destul de urât, chiar foarte urât, un șampon. Sincer vă spun că mi-e și rușine să dau produsele clienților mei. Am clienți care comandă lună de lună și sincer vă spun că mi-e rușine să le dau un halu în care arată unele din ele. Încă un gel de duș, o cremă de corp Rare Pearls, o cremă de corp Persiv, încă un parfum Persiv, o cremă de corp Incandescens, o cremă de corp Tomorrow Everything, un parfum Avon Silk Soft Mask, o loțiune de corp Attraction Rush, un gel de duș sau șampon cu măr pentru copii, un parfum Persiv care și ăsta este vai de el, un parfum Full Speed, un deodorant Little Black Dress, încă unul, tot Little Black Dress, unul Persiv, încă un deodorant Incandescens și aici nu știu sigur ce este, dar presupun că este un aparat de ras pentru femei, pentru că știu că l-am avut pe comandă și cred că ăla trebuie să fie aici.